Nu am știut ce este frica, ne spune Constantin Tudose, vorbindu-ne despre anii grei petrecuți în temnițele de exterminare comuniste. Mâna bună a lui Dumnezeu a fost asupra capului meu, ne explică dânsul motivul pentru care nu s-a temut și a supraviețuit persecuției comuniste. Având peste 80 de ani, cu părul alb, ca o cunună a umblării sale cu Dumnezeu, Costică Tudose, cum îi spun prietenii, a petrecut aproape 10 ani din viață în mai multe închisori comuniste. A trecut și pe la lagărul de exterminare de la Canal și prin câteva colonii din insula Brăilei. Născut la 20 octombrie 1921, în comuna Liești, județul Galați, Constantin Tudose are parte de minunea nașterii din nou, la vârsta de 24 de ani, după ani de intensă căutare a credinței mântuitoare. Tot atunci a și început să lucreze pentru Dumnezeu, în cadrul mișcării de trezire spirituală Oastea Domnului, din cadrul Bisericii Ortodoxe Române. Devine unul dintre reprezentanții de frunte a acestei mișcări, alături de Ioan Marini, Traian Dorz și Nicolae Moldoveanu. Tocmai acesta este motivul persecutării și arestării sale, în mai multe rânduri, de către Securitate. Este eliberat în 1964, cu ocazia amnistiei generale. De atunci a continuat slujirea spirituală printre frații Oastei Domnului, fără să se teamă că ar putea fi arestat din nou. În vara anului 2006, Constantin Tudose s-a numărat printre participanții la sesiunea de vară a școlii Maranata, în calitate de învățător. A prezentat celor adunați acolo cartea sa de memorii, Statornic pe cal. Cu această ocazie ne-a acordat un interviu în care ne povestește despre minunile umblării sale cu Dumnezeu, experiențe care nu pot decât să încurajeze și să inspire pe cei care astăzi duc lupta bună a credinței. Domnule Costică Tudose, a fost unul dintre întemnițații sub comunism pentru credință. Da. Spuneți-ne cum s-a întâmplat acest lucru, care a fost primul contact cu forțele de ordine de atunci, pentru ce motiv v-au acuzat și apoi v-au băgat în închisoare? După o activitate intensă pe care am avut-o în cadrul mișcării Oastei Domnului, în cadrul Bisericii Ortodoxe, vreme de 2 ani după terminarea războiului, la nunta care a avut loc la 26 octombrie 1947, la 2 săptămâni după nuntă am avut prima percheziție, după percheziție la alte 2 săptămâni prima arestare, la care, după o cercetare foarte amănunțită și foarte așa dură, nu mi-a găsit nicio vină. Mi-a dat drumul cu condiția să nu părăsesc localitatea și mai multe, dar eram sub supravegherea lor. Asta n-a durat prea mult și au vrut din nou să mă aresteze. Asta era în 48 toamna, în 8 octombrie, eram la o logodnă și urma ca eu să mă întorc de la logodnă. Logodna a fost la Nămoloasa, la o depărtare de 14 km de comuna mea de la Liești, și nu m-am întors când am hotărât acasă că am să vin. S-a prelungit și când am venit, Securitatea, cum era Securitate deja, da, la toate, că a întrebat acasă și nevastă mea n-a știut să spună exact. I-a spus exact unde sunt. Da. E dus la o logodnă și ei au ieșit la toate trenurile, că știa că trebuie să mă întorc de la Hanul Conaj până la Liești cu trenul. Dar eu n-am venit decât tocmai dimineața la ora 4 era un tren care venea de la Galați spre Tecuci. Și cu trenul ăla a mai fost și alt frate din partea Bacăului, care au vrut să facă o întrerupere. Dar pentru că la întreruperea aceasta a durat ceva, aici m-a scăpat Dumnezeu iarăși printr-o minune. Au fost atâția securiști că am conjurat trenul. Eu m-am dat jos pe partea de la gară, așa, satul era pe partea alaltă, frații la toți partea de la sat, eu sunt trepe impegat că s-a schimbat mersul trenului, să văd la ce oră va veni trenul următor. Am văzut că el întârzi la darea drumului, a trenului, n-am mai așteptat, zic, o să venim mai devreme. Când se trec, toată poliția asta care era, m-a așteptat pe partea aia de la tren, a trecut partea aia. Dacă rămâneam pe loc să-l aștept pe impegat, mă prindea pe peron. Da. Dar cum m-am coborât pe scară,
trenul nu plecase din gară, un nepot al meu cu o haină groasă îmi spune, zice, nene, securitatea vrea să te aresteze. Am luat haina, era încă întuneric și am mers de-a lungul trenului. Deci ei erau pe partea cealaltă, eu pe partea cealaltă și așa am ieșit din mâinile lor. Da. Am ieșit în urma mea, au venit, când am ajuns la, la car ăla, probabil că știu ce s-a întâmplat, că la toate trenurile la care ei m-au așteptat, ei fiind toamna, s-au pus pe băut, erau bes și a bătut pe mulți. Alții au intrat în spital, în fine, a fost treabă foarte grea. La car, închide ăsta securiști după mine, întreabă cine e omul ăla. Și eu, știind că la câțiva pași după mine, întuneric fiind, am făcut-o pe beatul, zic, la robotul ăla, șocanii. Da. Și îi întreabă și cine e omul ăla? Păi și unul se duce la șocanii, adică la coșin, era toamnă. Și așa domnul a scăpat din mâinile lor. E, trebuie să știți că acest ofițer a primit, pentru că era la începutul lor când nu vrea să se facă de râs în lume și pentru că a bătut pe atâția oameni, a venit de la București, că eu între timp ce am făcut. Am stat ascuns atunci vreme de 3 luni de zile. Atunci prima mea... După ce ați scăpat din gară. Din gară, da. Dar tot la munți eram. Da. Dar de acolo eu am făcut o plângere la Ministerul de Interne și am arătat ce s-a întâmplat în noaptea aia, știți? Da. A venit delegații de la minister, cercetări și într-adevăr l-a găsit vinovat, lucru pentru care a primit o condamnare foarte mare pentru treaba asta el. Dar eu am spus următorul lucru, nu ies decât numai dacă îmi garantați libertatea. Și i-a dat cuvântul că da, să ies, că nu se întâmplă nimica. Am ieșit după cuvântul lor, dar să trec totuși pe la securitate și am trecut. A fost o anchetă foarte tare, nu așa. Știți cum, e greu să vă pot povesti, dar pentru că și-au ținut cuvântul că îmi va respecta libertatea, da, mi-a dat drumul, cu condiția să intru în câmpul muncii. M-am angajat la rafinăria din Dărmănești, eram ca măsurător. În sfârșit, tot ce intra și ieșea, eram acolo. Da. Bun. Asta a fost, angajarea mea a fost în 6 ianuarie și în 17 martie, deci a fost timp scurt. M-am pomenit, era într-o sâmbătă, acolo la rafinărie, când aproape să ies din tură, sunt chemat la birou cadre. Acolo doi civili, când i-am văzut, era securitatea. Zice, domnule, zice, mergeți cu noi, dați o declarație și, și după această arestare, aici a urmat canalul. Închisoarea aia groaznică prin care am trecut. O anchetă de o lună, parcă așa ceva, a durat. După aceea am fost trimis la capul media. Acolo... De ce, pe bază, ce acuzație v-au dus? Acuzația asta a fost activitate religioasă. Deci pentru că aveți activitate religioasă, au spus trebuie să mergi la canal. Nu, ei nu mi-au spus nimic. Sunteți arestat. Atât. Atâta. Atât. Și condamnarea a fost pe bază a ceea ce am declarat eu, adică activitatea mea. Dosarul de la urmă, ăla e încărcat mult, cu mult învinuiri. Da, da. Dar la prima n-a fost prea mult, ca să spunem așa. Și a urmat după aceea canalul. Aici, cât a stat la canal? La canal am stat peste un an și nu mai rețin așa exact cam cât de timp am stat. Am stat, da. Dar a fost ceva înfiorător, nu se poate povesti ce a fost acolo. Ce a fost înfiorător? Înfiorător era faptul că eram puși pentru a ne lichida. Unii pe alții. În fiecare seară aduceam pe targă 3, 4, 5 în comă. Era limpede. Normele erau peste puterile noastre, hrana, nu mai vorbesc. Când ajungeam câte o zi, cum înaintam noi cu canalul, știi, la câte o mână de iarbă, asta însemna mare bucurie pentru noi. Da. Ca în ciorba aia puțină, că trebuia să stai și un pic de iarbă ca să... Da. Eram complet. Ca să pot povesti amănunțit, e tenfior. Da. Și e ceva care nu se poate spune în cuvinte. Cum ați reușit să supraviețuiți acestei perioade de la tine? Supraviețuirea a fost o minune de la Dumnezeu, pentru că nu am o altă explicație. Eram și tânăr,
Și fiind tânăr, sigur că puteam astfel să suport, dar care au fost mai în vârstă, săracii s-au dus, n-au rămas. Am fost la canal cu mulți din cei care, așa, că când au avut loc primele arestări după ce comuniștii au venit la putere, au arestat pe cei care au fost așa socotiți ca fiind cei mai, așa, vârfuri, ca să zic așa. Spuneți-ne câteva nume care au fost cu dumneavoastră pe acolo. Am fost cu Coposul. Da. Cu prințul Ghic am fost, cu prințul, cantacuzinul ăsta a murit, Brâncoveanu, general care a fost cu războiul în răsărit, foști miniștri și așa mai departe. Era un lucru foarte curios, că eu m-am și întrebat, zic, dom'le, dar cine sunt eu să am onoarea asta să fiu în pușcărie cu prinț și cu general, care vorba aia. Și într-o zi am ieșit la raport. Și am spus, domnule, eu zic, nu cred că ați greșit, domnule, m-ați vorbit pe mine cu, pe cine sunt eu ca să fiu cu ăștia alături? Și ofițerul zice, domnule, să știi că noi n-am greșit. Da. Am povestit astăzi în adunare aici și mi s-a confirmat într-adevăr că n-au greșit, pentru că nu ei au fost cei care m-au băgat în pușcărie și toate lucrurile s-au petrecut potrivit cu hotărârea lui Dumnezeu. De ce spun lucrul ăsta? Ca să vă dau acest amănunt. Am fost vărit în acest lagăr de exterminare la Capumidia ca să mă lichideze, dar am spus, Doamne, nu se poate ca Tu să nu ai pe cineva aici, nu se poate, că așa e. Dar zic, eu n-am cum să-L cunosc, n-am cum să-L știu, arată-mi-L Tu. Și într-o zi pe ploaie, după ce a stat ploaia, fără ca ei să-și dea seama, ne-au încolonat să ne ducă la colonie. Drumul de la Capul Midea până la Năvodar, unde aveam noi locul de muncă în canal, ne ducea cu trenul, vagoane de astea închise, dar în ziua aceea ne-a întors pe jos. Mergând, sigur, discut cu cel de lângă tine, din ce închisoare vii, pentru ce cauzi ești aici, și ăla care era lângă mine îmi spune că e din județul, din Muscel. Întreb, dar din ce închisoare ești adus aici? Și de la Ocna Sibiului. Ocna Sibiului? Acolo fuseseră fratele doctor Banu de la Sibiu închis. Și întreb, zic, ai cunoscut pe un doctor Banu Constantin? Și da, l-am cunoscut. Dar el mi-era zis, dar de unde îl cunoașteți? Pentru că dumneavoastră sunteți din Galas și Banu e de la Sibiu. Și atunci îi spun, domnule, zic, eu aici nu sunt pentru politică, nici pentru alte motive, eu sunt pentru credință, domnule, condamnat aici. Și pe Banul Constantin, pe doctorul, îl cunosc în felul ăsta, ne-am cunoscut ca frate în lucrarea voastră Domnului. Dar el deodată așa se luminează la față, îmi întinde mâna și îmi spune, frate, dar și eu sunt creștin credincios. Deci Dumnezeu mi l-a adus lângă mine. Bun, povestea e lungă. Întreb, mai sunt credincioși aici? Și mai sunt încă doi. Unul de la Caransebe și unul de la Cluj, un doctor. Și fratele ăsta din Muscel, care a spus că mai sunt încă doi frați, zice, haide să vă fac cunoștință cu un frate din Caransebe. Și când a mers el acolo, în marginea bărâșii, pe șanțul ăla, îi spune, frate, Minda zice, uite, vă fac cunoștință cu frații Tudose de la Galas. Dar el așa blând se uită la mine lung și zice, vă cunosc, frate Tudose. Zic, da, de unde mă cunoașteți? Că îmi spusese că el e de la Caransebe și eu de la Galas. Zic, de unde mă cunoașteți? Și atunci mi s-a confirmat ce a spus ofițerul, că ei nu greșesc. Ce vă cunosc, domnul, în luna martie, adică exact când m-a arestat. Mi te-a arătat într-o vedenie și mi-a spus, iată, vei fi cu omul acesta cu care vei putea să te bucuri și așa mai departe. Deci, pentru mine, ce a spus ofițerul că ei nu greșesc, a fost limpede. Că nu ei m-au dus în pușcărie, au fost lucruri rânduite de Dumnezeu ca eu să trec de acolo pe unde am trecut. Am înțeles. Așa, în câteva cuvinte. Iar ca dovadă că, într-adevăr, de la Dumnezeu au fost toate aceste lucruri, vreau să fac această remarcă, noi n-am știut ce este frica Domnului. Cu toate amenințările lor, cu tot ce au vrut ei ca să ne îngrozească în fel și fel de metode, frica, habar n-am avut de ea. Habar n-am avut de ea.
După ce ați supraviețuit perioadei petrecută la canal, v-ați întors acasă? Da, aici este o întrebare. Când mi-a dat drumul de la canal, aici apare acel lucru care m-a determinat să fug în munți. Da. Ce anume? Au vrut să-mi dea drumul cu o condiție, să le fac servici, adică să devin... Să turnați. Cu... A, așa, da. Oare în privința asta am spus, domnule, pentru nimic în lume eu acest lucru nu-l pot face. Sunt frații mei, eu sunt în lucrare, am suferit și pentru asta, nu, faceți și te duc înapoi, adică iar la canal. Nu nimic, mă duc înapoi, dar așa ceva nu fac. Și s-au luptat cu mine câteva ore întregi, cred că a fost o noapte întreagă care am avut de furcă în noaptea aia cu el. Zice, bine, hai, lăsăm partea asta, îmi întinde un alt laț și îmi spune, zice, dar dacă dumneata vezi pe cineva, că minează un post sau o cale ferată, închiz ochii, nu reclam, zic, domnule, când e vorba de acte de felul ăsta în care se moare multă lume, cum pot să tac? Nu sunt de acord cu ce vreți dumneavoastră, că îmi cereți pentru informații de la lucrare, dar când e vorba de un bandit, un hoț care vrea să facă rău ăsta, zic, asta nu pot. Și da, dumneavoastră, și asta vrem, dar nu era adevărat, că el avea nevoie și în cele din urmă, după atâta presiune, îmi întinde o hârtie albă și pun semnătura. În momentul când am pus semnătura, dar fără să fie nimic scris pe hârtie, în aceeași clipă m-am văzut în iad. Un întuneric ce nu puteți să vă imaginați. Pentru că iadul, în primul rând, trebuie înțeles nu focul și chinurile care sunt acolo, ci lipsa lui Dumnezeu. Experiența asta o am. Nu pot să vă spun ce a fost pentru mine acele câteva ore trăite în acel întuneric de afară. Deci, practic, ei, după ce v-au hărțuit și au făcut presiuni, în cele din urmă au zis, uite, îți dăm o foaie de hârtie albă, da, puneți doar semnătura pe ea. Atât. Asta e ce v-au propus. Da. Am înțeles. Atâta numai. Da. Dar... Și după ce ați făcut, acum, ați cedat... Acum, ați... să vedeți cum s-a terminat. Da. Când am dat această semnătură și m-am văzut în întuneric, am vrut să trag hârtie, să o rup. El mi-a și tras-o și deci am rămas cu... fără nimic. M-a dus iar înapoi în celula în care de unde m-a dus astăzi și aici a început chinul cel mare pentru mine. Am strigat la Domnul, am plâns, curgea sudoarea pe mine, era ceva... E greu să vă pot povesti, să știți. Și după câteva ore de întuneric și strigete disperate, în întunericul ăla groaznic, văd departe ceva, o lumină că licărește, așa cât de cât. Am început să prind curaj și am început să strig mai mult la Domnul. Și lumina s-a tot apropiat de mine, până a venit lângă mine. Lumina cum era. Și Domnul mi-a vorbit limpede. Eu te voi scăpa. Am primit așa o pace și așa o liniște și o încredere, încât teama, groaza, întuneric a dispărut. Dar totuși aveam nevoie și de o mărturie de afară. N-aveam cum să ajung acasă, când dăduse drum acum. Da. Și trec pe la un frate care avea încă prăvăria, nu era încă naționalizate, să iau niște bani ca să ajung acasă. Dar fratele, fără să știe, când m-a văzut, el avea parfumerie. Era câteva cucoane acolo. Când m-a văzut cum eram eu ieșit din închisoare, nespalat, rupt, vai de capul meu, așa. Când m-a văzut, zice, frate Costică, și așa ne-am îmbrățișat peste tijghea. Și primul cuvânt care el l-a rostit, fără ca să-și dea seama, că tot timpul mie primisem pacea, primisem încredințarea că el, Domnul, va scăpa, dar hârtia tot în ochii mei stătea. Da. Și cuvântul rostit a fost ăsta, frate Costică, fii liniștit că toate ard. La cuvântul spus de el că toate ard, hârtia a dispărut, Doamne, din ochii mei. Interesant, auzi? A dispărut din ochii mei. Am ajuns acasă, el ce îmi spune ăsta care mi-a luat hârtia aia, că după două săptămâni trece pe la mine. N-a trecut cinci luni de zile a trecut și n-a trecut nimeni pe la mine. După cinci luni,
sunt chemat la primărie ca să însămânțez grâul, cum era planificarea atunci făcut, cum era cu tozurile, până la colectivizare. Dar eu am înțeles că nu primarul mă cheamă și securitatea a venit după mine. Și îi spun gardianul care venise după mine, zic, domnule, du-te că eu vin și eu după dumneata. Am intrat în casă, copiii erau micuți, îi spun neveste, zic că ăștia a venit după mine. Eu, ca să le fac ceea ce vor ei, asta pentru nimic în lume. Te rog, pregătește-mă pentru pușcărie. Adică, fă-mi băgar. Da. Schimb și el când trebuie mie. După ce mi-am pregătit tot pentru pușcărie, am îngenunchiat cu nevastă, cu copii și cu mama, era bătrână, ne-am rugat, am plâns, ne-am încredințat în mâna lui Dumnezeu și am plecat. Când am ieșit în stradă, în loc să o iau spre primărie unde ei mă așteptau, o mână m-a prins de spate și așa m-a întors. Și în loc să iau la primărie, am mers în altă parte. Am rămas până noaptea la un frate, pentru că acum căutau să mă găsească. Și noaptea cu trenul am plecat în munți, am ajuns în munți. Cu gândul să vă ascundeți? Da, sigur că da. Dar până acolo, cum a fost acum, ca să vedeți numai ce înseamnă, cum te încredințează Dumnezeu când El e la lucru. Ploua, era luna noiembrie, vreme urâtă, rece, nu puteam să merg prin sat până la gara următoare, că gara noastră mi-era teamă că mă caută. Și am luat-o prin pădure, am trecut apa Bârladului. Frate, așa o bucurie și o putere m-a însoțit de la Dumnezeu, încât atunci l-am înțeles pe David când spunea, când vinea ursul sau leul, alergam după el, îl prindeam, îi desfăceam fălcii și luam prada din gură. Cu această putere și bucurie, Domnul m-a însoțit în momentul când eu am luat acest drum al pribegiei prin munți. Deci eram pe deplin încredințat că e Domnul cu mine. 3 ani de zile cât am stat în munți, peste tot pe unde am umblat, peste tot unde a trebuit să ajung, am avut și un adăpost, am avut și o bucată de pâine și a fost ceva ce nu puteți să vă imaginați cu câtă grijă Dumnezeu m-a ocrotit în cei 3 ani cât am stat în munți. Ajunsesem totuși cu inima, nu mai rezistam, știți? Da. Și a trebuit atunci să merg la un izvor de apă, care am socotit că îmi face bine. Dar, sigur, pădurarii aveau instrucțiuni cu cei care au fugit prin munți și probabil că el m-a reclamat și pe când eram cu cineva acolo, așa, în munți, cum suntem și aici, departe de orice localitate, aveam dimineața un cuvânt după care serveam ceva. Și în cuvântul care l-am avut în dimineața aceea era din Evanghelia după Marcu, în care Domnul spune acolo, după ce s-a petrecut o minut cu femeia canariancă, la ultimul verset spune, zice, dar Iisus a intrat într-o casă în care a dorit să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut. Când a rostit cuvântul, dar n-a putut, era acolo și o soră care mi-e cumnată acum, zice, uite, miliția, cum noi eram pe platoul ăla așa, când el a urcat panta, ea l-a și văzut, dar exact la cuvântul care l-am rostit, și dar n-a putut, zice, uite, miliția. Așa, sigur, când la cuvântul ăla știuiam că pentru mine vine acum, așa, că o flacără de foc a trecut prin inima mea, a venit, legile mă, așa, zice, domnule, n-am treabă cu voi, zice, cu dânsul am treabă. E mult să vă pot povesti. Da. În prezența acestui polițai care m-a arestat, de 5 ori m-am rugat în prezența lui. Acolo i-am cerut voie. Dom'le, e dimineață, noi n-am servit nimic. Dacă sunteți bun, vă rog, îngăduiți să servim ceva. Mi-am rugat. Când am plecat din locul ăla, ne rugăm, pentru că plecăm pe un drum care eu știam ce mă așteaptă. L-am rugat, că ne-a urcat într-un camion care căra lemne din pădure, da. Era departe de sat. Îi spun, domnule, eu știu unde mă duc, dacă vreți, vă rog, treceți pe la o familie ca să-mi iau ceva haine pentru pușcării, dacă ajung acolo. El zice, da, am mers. Acolo sora a pregătit o masă, în sfârșit, haine și lucruri, tot ce trebuia pentru pușcărie. Acolo m-aș fi tuns, pentru că aveam părul mare și știam dacă ajung pe mâinile lor, în sfârșit. Da, da. La masă, iar ne-am rugat.
După ce s-a terminat masa, trebuia să-mi iau bagajul și să merg la postul de poliție acum. Ne-am rugat de nou. Acest milițian, ca un înger al lui Dumnezeu, s-a purtat cu mine. N-am mai putut, frate, rezista și a început și el să plângă la rugăciune. Când am ajuns la postul de poliție, el îmi dicta cum a fi mai bine în favoarea mea, că și asta depinde foarte mult cum te găsești, cum, dacă, ce reacție ai. Și îmi spuneam, bun, am ajuns la securitate. Noaptea la securitate, vă dau aceste amănunte. Pe la miezul nopții, era foame, zic, să mă să iau ceva să gust. S-a întrerupt lumina. Ofițerul de serviciu cu un altul care era, a venit la mine în celulă, acolo unde eram, și, domnule, chibrit după chibrit îmi aprindea ca să-mi facă lumină. Le spun, domnule, lăsați că eu pot să mănânc și pentru unerii, nu trebuie. Și cum se poate așa ceva, domnule? Nu se poate. Vă dați seama de câtă bunăvoință m-am putut bucura din partea oricui, dar eu ajusesem totuși la marginea puterilor. I-am spus, domnule, doamne, simt că nu mai pot, că m-a lăsat în inima. M-a luat a doua zi, m-a dus la Bacău, la legiunea de, era securitatea, și acolo mă vând într-o cameră, iarăși ca să vedeți ce înseamnă mâna lui Dumnezeu. A tras ușa după mine, după un timp intră doi ofițeri. Primul care a intrat cu înjurături, banditule, și cu mâna să mă lovească cu pumnul, dar celălalt îi prinde pumnul, uite așa el a prins sus, și lasă-mă, omul, ce vrei să faci? Și l-a scos afară din cameră. Deci vă dați seama, iubiții mei, ce înseamnă mâna lui Dumnezeu? După 5 zile de cercetări acolo, am fost pus în libertate, dar am stat într-o celulă, nu aveam mai mult decât, nu avea un metru, să zic 80 de centimetri pătrat era. Da. N-aveam, stăteam în picioare, nu pot să te ridici. Da. Și ce făceam? Mă așezam pe colț, îmi puneam picioarele pe perete și să stau cât de cât așa culcat, că nu mai rezistam. 5 zile și 5 nopți în condiții astea am stat. Bine, era așa în timpul ăsta închetat. După 5 zile, sigur, atunci mă pune în libertate, dar când m-a închetat, îmi spune ofițerul, zice, ce bine ne-ai mai dus, pentru că era vorba de hârtia înalt, semnată. Da. Zice, deci a trecut. Ca să vadă ceva de la mine, vreo reclamație sau vreun cuvânt, absolut nimic. Hârtia înalt cu semnătură, dar ca să vadă ceva pe ea, nimic. Asta este o parte. Deci nu se întâmplase nimic, asta a fost cu hârtia aceea. Nimic, că s-a terminat. S-a terminat cu ea. Că ei au recunoscut, că zice, ce bine ne-ai mai dus, adică le-am luat semnător și mi-a dat drumul acasă. Da. La anchetă ce vă reproșeau? Care erau motivele? Motivul era foarte, cum vedeau ei lucrurile, noi prezentam pentru ei un pericol. Pentru că noi, prin felul cum mișcarea oastei Domnului era o lucrare foarte influentă în toată țara, era în vremea aceea cea mai bine răspândită în toată țara, oastea Domnului. Cred că ăsta a fost și motivul pentru care ei ne-au scos în afară al legii, știți? În afară că aici și biserica a contribuit, nu e de acolo și bun, știți? Puteți să ne spuneți pe scurt, pentru cineva care poate nu știe foarte multe despre această mișcare, ce înseamnă mișcarea oastea Domnului, cum... și în acele vremuri... Scopul e, mai bine zis. Da, dar foarte pe scurt, în câteva cuvinte. Părintele Trifa, el este inițiatorul acestei mișcări, el a definit ce este oastea Domnului. El a spus așa limpede, oastea Domnului nu este altceva în cadrul bisericii decât aflarea și vestirea lui Iisus cel răstignit. Deci, scopul era următorul, sufletele să fie chemate la Hristos și prin Evanghelie, omul să afle cum se poate mântui prin ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi, prin moartea Fiului Său. E lucru foarte limpede. De aceea, el tot un alt citat, luat tot din Scriptură, pe care Pavel, apostolul, îl spune, și n-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Deci, în mare, cam ăsta era miezul învățăturilor noastre. În cadrul Bisericii Ortodoxe. Nu era scopul să tragem sufletele din biserică afară, nu asta. Era ca în biserică să aibă loc această lumină, această cunoștință
biblică, evanghelică, ca oamenii să știe cum se poate mântui. Ăsta a fost scopul nostru. Ăsta a fost motivul pentru care noi am fost judecați sau arestați pe urmă când a venit închisoarea lungă, care ne-a condamnat și câte alte. Deci putem spune că era o mișcare de reformă sau o încercare de reformă în cadrul bisericii. Ea așa pare ca o mișcare de reformă în cadrul bisericii. Cum de fapt a și fost, ca așa, e un adevăr lucrul ăsta. Dar nu cu scopul ca să facem, așa să zic, o ruptură în Biserica Ortodoxă. Da. Nu. Ci în Biserica Ortodoxă să aibă această, pe lângă învățăturile care sunt în Biserica Ortodoxă, pentru că vorbind la doctrină, crez, Biserica Ortodoxă este o învățătură sănătoasă, așa vorbind. Nu poți să spui ceva. Pentru că crezul creștin e crezul nostru. Da. Deci nu se poate vorbi de o învățătură eretică, nu se poate vorbi lucrul ăsta. Dar când se pune accentul pe anumite lucruri care nu au o legătură cu Biblia, aici e necazul. Da. Pentru că aici apare acele păreri care fac pe om că dacă fac asta și asta sunt mântuit, care de fapt nu are nicio legătură cu ce spune Scriptura. E, aici a fost conflictul între noi și biserică, știți? Ce impact a avut oastea Domnului în cadrul Bisericii Ortodoxe? Ați putea să ne spuneți, ați trăit începuturile ei, ați suferit pentru că ați făcut parte din această mișcare. Da. Cum stau lucrurile astăzi și cu oastea Domnului și cu Biserica Ortodoxă? Cum simțiți? A meritat prețul pe care l-ați plătit? Din punctul acesta de vedere. Vorbind din punct de vedere personal, pentru mine vorbesc, toate aceste lucruri le-am luat ca lucruri hotărâte și rânduite de Dumnezeu. Activitatea sau chiar și acum în tot ce lucrez și fac, nu fac un gând rău cu privire la biserică. Noi suntem tot în cadrul Bisericii Ortodoxe, să știți, lucrăm. Dar, natural, în adunare se vestește Evanghelia, nu altceva. Iar cei care doresc din adunare și în lucrurile ale bisericii vor să mai facă, sunt liberi, oamenii fac, nu avem nimic de spus. Dar învățătura de bază pentru un suflet ca el să fie mântuit este Biblia. Ați fost închis pentru credință. Spuneți-mi dacă pe perioada detenției această credință v-a ajutat, v-a susținut în condițiile deosebit de grele în care a trebuit să vă petreceți detenția. Pentru mine, anii de închisoare n-a fost o pedeapsă, frate. E adevărat. Comunismul a însemnat pentru lumea de afară, sigur, o încercare, așa cum știm cu toții. E lucru care și lumea recunoaște treaba asta. Dar pentru noi credincioșii, prigoana, necazurile și tot ce am avut de suferit a fost un har de la Dumnezeu. Când spun cuvântul acesta, am în vedere acel ajutor al lui Dumnezeu care ne-a sosit pretutind de pe unde ne-a fost dat să trecem în cei 45 de ani de comunism. Adunările n-au încercat o clipă, peste tot au mers. Nu am mers în pușcărie pentru adunare, dar frații în urmă și-au continuat mai departe adunările. Când noi am ieșit, că am fost de mai multe ori arestat, cu condiția să nu mai activăm, n-am ținut seama niciodată de spusele lor. Odată ajuns acasă, imediat adunările în mai departe. Da. Deci frica că vom fi arestați, frica că o să fim, nu știu ce se întâmplă, avere confiscată, familie pe drumul și multe altele, n-a putut în nimic să ne determine ca noi să renunțăm la credința și la felul în care l-am primit pe Domnul ca Mântuitor în viața noastră. Ăsta e un adevăr și, așa cum vă spun, trăirea noastră în vremea comunismului a fost o trăire absolut sub ocrotirea celui atotputernic. Cartea care o să vedeți și dumneavoastră, veți vedea acolo că am trăit acele lucruri supranaturale care numai Dumnezeu le poate face. N-a fost ușor ca să trăiești vreme de 45 de ani, vă dați seama, în afara legilor și cu atâția ani de închisoare. Este greu poate pentru unii dintre noi astăzi să înțelegem profund ce a însemnat comunismul, modul în care opera și în care ura credința în Dumnezeu. Ați putea să ne relatați
un aspect sau unul dintre lucrurile despre care foarte mulți mi-au spus că nici nu se poate vorbi, care se petreceau în închisoare, sau cel puțin să ne facem o idee răul pe care comunismul l-a produs și în continuare suferim de pe urma lui. Răul pe care ei l-au produs, să știți că n-a fost pentru cei credincioși cu adevărat. A fost pentru cei care așa au zis da și nu, știți? Ăștia da, s-au lepădat de credință, au devenit oamenii lor de care s-au folosit și multe altele. Dar pentru cei care au fost așa de Dumnezeu înzestrați cu acest har, pot să spun că cei mai frumoși ani din viața mea pe care eu i-am trăit în viața de credință a fost în vremea comunismului. Eu nu pot să uit niciodată acel har și acele binecuvântări de care am avut parte în tot timpul cât comuniștii au fost la putere. Am trăit minuni, frate, toată viața noastră, dacă mă vedeți cum mă vedeți, sunt în viață prin aceste minuni pe care Dumnezeu le-a avut cu noi tot timpul. Că dacă ar fi să fac o istorisire amănunțită la tot ce am trăit, ar trebui timp, nu așa, să vă povestesc. De ce ați scris cartea despre care ați amintit mai înainte? Cartea am scris-o mai mult cu scopul pentru o încurajare, pentru o îmbărbătare a celor care duc această muncă și luptă pentru cauza lui Hristos. Este vorba de o experiență a noastră, trăită, pe viu, potrivit Evangheliei. Pentru mine Biblia este ceva real, ceva, eu când mărturisesc în adunare, eu nu vin cu povești, nu vin cu am auzit de la unul sau am învățat ceva. E ceea ce mi s-a descoperit, e ceea ce practic am trăit. Pentru mine încrederea în Dumnezeu este ceva care oricine ar încerca într-un fel să mă facă să gândesc altfel, n-am cum. Pentru mine Biblia nu e o carte, ea este o ființă, frate. Ea este cuvântul viu al lui Dumnezeu. În ea îl văd pe el, îi văd chipul lui, văd felul lui, caracterul lui, sufletul lui, inima lui și văd până unde a putut merge el în dragostea lui față de om, până acolo încât și l-a dat pe Iisus ca jertfă pentru păcatele noastre. Asta este Evanghelia, frate, într-un cuvânt. Asta a fost cauza pentru care noi am luptat și a trebuit să suferim. Dar, repet, nu văd suferința ca suferință, ci văd suferința ca un har de la Dumnezeu pentru care, de multe ori, așa cum v-am spus, socotesc și spun și acum, cei mai frumoși ani din viața mea, ăștia au fost. În suferința pentru cauza Domnului. Este și astăzi încercată credința? Este, sigur că da. Sub ce formă? Încercarea mai mult acum are o altă formă decât aceea din trecut. Știți, vrăjmașul are multe metode de a bara calea celor credincioși. Chiar dacă astăzi, să zicem așa, oficial, nu ne mai lovim de aceste împotriviri. Avem libertate, ne adunăm, avem casă de adunare, e o treabă bună. Da. Să știți că Revoluția a făcut un lucru bun, ăsta e un adevăr. Chiar și din partea bisericii, la fel, nu avem nimic de suferit. Deocamdată vorbesc ce este până aici. Deci e și cu democrația, care drepturile omului și în sfârșit. Dar toate astea vin de la Domnul. Încercările care vin acum sunt mai mult particulare, adică mă lovesc de oameni, chiar și în adunare sau mai mult, așa, în societate, peste tot, și ispite care mă lovesc de ele, care altădată nu... lupta asta noastră cu aceste puteri ale întunericului, ea are mai multe forme. Deci nu pot să spun că dacă acum avem libertatea, suntem scutiți. Nu, nu, nu. Mai mult decât atâta. Mai e influența răului din vremurile din urmă, în care Mântuitorul Iisus spune, când va veni Fiul omului, va mai găsi el credință pe pământ? Când privim în toate bisericile, e atâta literatură, se construiesc biserici, școli teologice, predicatori, pregătiți, preoți și așa mai departe. Dar se pune întrebarea, mai e credința care duce sufletul la mântuire? Că tocmai acest lucru Mântuitorul îl spune. Și va mai găsi el credință?
Oare lupta noastră, mă refer la cei din mișcarea oastică, care suntem așa, ducem această muncă mai mult pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Această credință are în vedere ce spun Scripturile. Și noi pe oameni căutăm să-i apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, ca omul să știe că el este mântuit și răscumpărat de Dumnezeu prin acel preț plătit de el, nu cu aur, nici cu argint, ci cu viața unicului său fiu. De acest adevăr are lumea astăzi nevoie. Și asta este oastea Domnului. Dacă puteți să ne povestiți tot așa pe scurt episodul cu acel capitan care v-a anchetat și care înțeleg că în cele din urmă a murit. A murit, da, deci într-un fel... Da, asta a fost după... Interesant a fost la închisoarea de pe urmă, care a fost lungă. După ce a trecut canalul și pe statul munți, că și, de o perioadă, da, o perioadă da. La canal, o perioadă în munți, după ce a trecut toate astea, a fost un timp în care ei au vrut oarecum să legalizeze oastea Domnului, știți? Pentru că nu putea să le controleze, că noi, dacă fiind în afara legii, aveam adunări tot în ascuns și ei nu știa care este activitatea noastră, afară numai de la cei care îi sluja pe ei, așa, ca turnători, în sfârșit, de asta. Dar cred că mai mult a fost alt gând în scopul pe care l-a avut când ni s-a spus că vor să ne legalizeze. Acela, ca să știe mai sigur cine sunt cei care sunt parte care, din care se ocupă de mișcare, știi? Și prin 56-57, iar aici e poveste lungă, la o nuntă care s-a terminat cum s-a terminat, securitatea a venit, i-a împrăștiat pe frate în toată țara, dar atunci a venit cu propunerea ca să ducem acele tratative cu ei pentru a ne legaliza. A durat asta un an și mai bine. În ce cereau ei, noi nu puteam fi de acord, ce vroiam noi, nu erau ei de acord. Una din propunerile lor a fost aceea, ca cei care eram priviți ca fiind conducători ai lucrării, să fim făcuți preoți și să avem, lucrarea era organizată în așa fel pe regiuni, pentru fiecare regiune era un predicator sau un preot, așa. Și a fost așa, primis în fiecare, un anumit sector din țară, care să fim noi, ca cei care reprezentam lucrarea. Bun. Ultima dată, la ultima întâlnire cu ei, nu ne-am înțeles și au spus, zice, bine, uite, vă mai gândiți, mai vedem, dar gândirea a fost în felul următor. N-a trecut foarte mult timp și... În urma unei sfătuiri care am avut-o noi, în casa unuia care ne-a turnat, tocmai el care era gazda, era în timpul când a fost Revoluția în Ungaria și atunci, după întâlnirea care a avut loc atunci pe țară, eram numai 7 frați din toată țara, ne-am pomenit arestați. Arestați și aici a urmat ancheta 6 luni de zile, 3 luni la Galați și 3 luni la Cluj. Prima la Galați de 3 luni, încadrarea mea a fost pe viață. Deci asta a fost încadrarea. Ofițerul care m-a încadrat pe viață, sigur, într-o duminică seara, când trebuia să dau ultimele semnături, pentru că asta era duminica și miercuri urma să aibă loc procesul. N-am mai avut loc procesul pentru că a venit de la minister, de la interne, ordin ca să fiu transferat la Cluj, să fiu judecat cu cei din Ardeal, cu Traian Dos, cu alții și alții. Și atunci, sigur că... Dar la ultima seară, când am dat semnăturile și urma să aibă loc procesul, încadrare pe viață, i-am cerut ofițerului, zic, domnule capitan, zic, acum ați cercetat, v-ați interesat, m-ați întors pe toate părțile, bun,
Unul a spus una, altul a spus alta. Dar așa, concret, vă întreb pe dumneavoastră, pentru că acum încadrarea mea care e pe viață, vreau să știu așa, concret, domnule, care e vina mea, în ce m-am făcut eu vinovat, față de țară, față de biserică, față de neam, dar nu vorbile spuse așa de unul și de altul, fapte concrete. Da. Domnule, nu eu l-am judecat, am văzut atunci ce înseamnă mâna lui Dumnezeu. Cum eram așa în fața lui, el a căzut cu mâinile, uite așa, pe birou și spune și domnul Tudose, nici o vină nu aveți, dar ce să fac? Deci el primise ordin de la partid, pe ăsta trebuie să-l termin. Termin. Da. Deci el a sub gura lui, dar ce să fac? Da. Bun. N-am mai avut loc procesul la Galați, m-a transferat la Cluj. Iată aici e poveste lungă, cum am ajuns, numai Dumnezeu știe, când mi-era pistoale ca să fie tăiate. Aici de nou a început ancheta, alte trei luni. Eram bucuros acum să mă condamne pe viață, numai să nu mai trec din nou prin anchetă, știți? Și la a doua anchetă mi-a schimbat încadrarea de la viață, de la 5 la 25 de ani. Și am primit pentru asta 12 ani. Da. Deci la toți ni s-a schimbat încadrarea. Lotul a fost mai mare, dar din lot 5 am fost cu încadrare cu agravante, așa se spunea. Da. Traian Doza primit 16 ani, Moldoveanu 12, eu 12 și tot așa a fost cu ăștia 5. Bun. S-a terminat închisoarea, am venit acasă, dar în timpul când s-a judecat procesul de la transferul de la Galați la Cluj, a trecut 3 luni cât a urmat acolo la Cluj. Și în luna noiembrie a avut loc procesul, după 6 luni de anchetă. În luna când ne-a judecat, acest ofițer de la Galați, care mă încadrase pe viață, a murit. Un bărbat, ăsta trăia o viață așa, în sfârșit. Frate, după ce am ieșit din închisoare, că am primit vești, că vineau de afară oameni și zice capitanul de securitate, eu Cosic, zice, a murit. Când am ieșit, asta a fost în 64, cu acel decret de amnistie pentru toți deținții politici, am fost scoși afară, indiferent de fapte sau pedeapse, trebuia să fim eliberați. A fost așa o hotărâre dată de guvern. Am ieșit în sfârșit cu condiția să intrăm în câmpul muncii. Am intrat, lucram la Galați. Făceam naveta și un frate vine la mine și îmi spune și să-i povestesc, mai zic că ăștia-s tot timpul pe urmele mele, că securitatea tot timpul mă urmărea. Da. Hai în cimitir, că acolo nu ne mai vede nimeni. Că, am intrat, el zice hai să... și mă duce și la un mormânt a unui cumnat de-a lui fost securist și acela s-a sinucis și hai să... dar nu asta mă interesa, nu am timp să-i povestesc, știți? Când am ajuns în locul ăla, un rând de morminte, numai de-a lor, cu stâlp și stea, fotografia și numele mortului. Da. Citesc ca să văd dacă cunosc pe cineva din cei care erau acolo. La marginea mormintilor, două femei, una bătrână și una mai tânără. Cine credeți că era? Era mama și soția anchetatorului, la mormântul capitanului Gheorghiu Costică, acel care mă încadrase pe viață, care în atâtea rânduri m-a amenințat că niciodată nu voi mai vedea lumina, nici familia, și în sfârșit, da. Ca la urmă să spună, nici eu vină nu am, dar ce să fac? Da. Atunci Dumnezeu l-a judecat. Și când el îmi spunea că niciodată n-am să mai văd lumina și așa mai departe, dar eu niciodată n-am putut să-l cred, domnule. Niciodată nu mi-a fost teamă că ce-mi spune el, așa va fi. Da. Și Dumnezeu m-a dus să văd nu pe mama sau soția mea la mormânt, ci să văd pe mama lui, da, și pe soția lui la mormântul lui. Lucru care le-am trăit așa, da, absolut. Da, așa și s-a mărit. Povestiți-ne câteva dintre minunile pe care le-ați trăit alături de Dumnezeu. Da. Una din ele este următoarea. Când eram la canal, două schimburi, unul de zi și unul de noapte.
schimbul de noapte era din chiaburi care lucrau, care nu era nicio legătură între noi și ei, eram închisoare în mijlocul altei închisori noi politice. Înțeleg, da. Noi lucram ziua, ei lucrau noaptea, iar schimbul se făcea sus pe mal, după aia intram în canal. În timp când schimbul se făcea sus pe malul canalului, minerii care erau civili minau stâncile care era în canal, care trebuia să fie aruncate în aer, piatra, și atunci în exploziile care avea loc în canal zburau pietrele pe deasupra noastră, știți? Și cum eram în brigadă așezați, eram toți obosiți, flămânți, cum eram, am avut ceva cu un frate din credincios, cu doctorul Munteanu de la Cluj, care era în altă brigadă. Deci să mă duc să vorbesc ceva cu el. Las lădița, că aveam, care aveam și ce îmi țineam acolo, castron, da. Sau, și mă serveam și de scăunel, știți? Și mă duc la fratele în altă brigadă, am vorbit cu el, mă întorc înapoi. Toată lumea obosită, sta fiecare la locul lui, dar eu fără niciun motiv, dar absolut fără niciun motiv, îmi iau scăunelul și mă trag înapoi cam 40-50 de centimetri, dar absolut fără niciun motiv, inconștient am făcut lucrul. Doar cât numai m-am așezat pe scăunel și deodată cum exploziile plecau din canal, aud venind de sus, ful, 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 o piatră în formă de farfurie și s-a înfipt eu așa cum stăteam pe exact în locul de unde am plecat, între picioarele mele. Deci dacă nu mă retrăgeam acei câțiva centimetri, dar aici îmi venea piatră. Deci vă dați seama încă ceva, în milioanele de pietre care zboară dintr-o explozie, Dumnezeu știe de fiecare piatră unde va cade, frate. Da. Asta a fost una. Excelent. Al doua. Eram pe front. Și iar e poveste lungă și aici, nu știu dacă în carte apare chestia asta. Am avut o problemă cu plămânii, cu apă la plămâni, pleurită. Am fost internat, povestea e lungă, s-a prelungit și am ajuns în timpul iernii, în 42-43, când s-a rupt frontul la Stalingrad, am ajuns acolo. Doctorul care, de fapt, așa, ne cunoșteam, dar fără, zice, domnul, zice, ai vrea ca să surpsesc frontul, acum era pericol mare, nu așa, acolo a pierit multă lume la cotul Domnului. Și vrei să ajungi în țară, dar el știa că am stat în spital atâta timp, a fost și în conștient medical, zic că da. Și imediat îmi face bilet de internat într-un spital german și ne scoate din prima linie de acolo unde era bătălia. În noaptea următoare, cum eram într-un tren sanitar care ne ducea spre Rostov, a avut un loc în gara Salz, o gară foarte mare în Rusia, un bombardament groaznic, nu așa. De jos anteriana trăgea, de sus veneau bombele și noi eram în trenul ăsta sanitar, erau patru suprapuse. Și frate, trei bombe de alea mari, care vrei o casă într-o groapă de aia unde cădea o bombă de asta. Toate trei au căzut lângă vagonul în care eram, nici una din toate trei n-a explodat. Neamțul care ne îngrijea, frate, a rămas mut, domnule, mut cum e banca asta, n-am mai putut vorbi o vorbă. Deci pe loc mi-am dat seama că Dumnezeu are un plan. Da. Asta a fost, dacă ar fi să povestesc minuni multe de care sunt, hai, tot una de pe front. Eu în timpul războiului am avut, așa, n-am fost acel care să stau în linia întâi cu pușca în mână, am avut o funcție care în sfârșit aveam cu magazie, mai. Și când m-a prins rușii în 23 august, când a fost atunci celarea, sigur că eu arătam altfel decât cum era și amărâți care a stat în linia întâi. E, sigur că am avut asupra mea, eu am fost la transmisiuni. Toată aparatura care era pe armata a patra, răspândită și pe front, și plus ce aveam în magazin și pe unități, când a venit rușii, mi-a luat tot. Asupra mea, când m-am refugiat de la Iași, aveam vreo 6 camioane încărcate. Mi-a luat tot. Nu numai când mi-a luat.
dar a fost să mă împuște. Atâta bataie mi-au dat, multă. Nu pot să spun tot ce a fost acolo. Când am scăpat din mâinile lor, n-aveam decât în cămașă și în pantaloni și eram cu câțiva basarabeni civili care erau luați ca să facă tranșei cum era în timp de război. Am mers cu ei, zic, știu, voi rusești, pe lângă voi poate scăp mai ușor și eu. Pe șoseaua care mergeam era pustiu, nu era nici țipene de om. Era pentru un sat. O căruță cu ruși beți, cât era șoseaua, așa mergea. Da. Când ne-am văzut, zic, mă, când a ajuns în dreptul nostru, au oprit rușii căruța, se dă jos unul voinic, cum e fratele Vasile ăsta, care l-ați văzut pe așa. Da. Frate, când a venit, berec la mine. Când mi-a dat așa aici un pod de palmă, așa, a sărit șaca, nu știu până unde, a luat șaca, așa tăia cu dinții, ia cravașa și bataie. Atât am abătut, să spun, cât ruși omorâți, câte femei bajocorite, copii și așa mai departe. Eu, fiind în adunare, eu aceste nu puteam să le fac. Dar cui să-i spui că nu te putea crede, da? Erau hotărâți să mă împuște, deci limpede. Am început să nu le mai răspund, pentru că asta era. Te chinuia până când nu mai putea și la urmă te împușca și nu mai te lua prizonier. Te lăsa mort acolo. Cum stam așa și mă tot bătea și mă tot întreba, un glas aici mi-a vorbit, exact aici în partea asta dreaptă la capul meu, ce strigă la Domnul Iisus, dar așa tare mi-a zis, ce strigă la Domnul Iisus. Ăla a fost îngerul. Frate, atât doar am apucat. Am împreunat mâinile în felul acesta și am spus, Doamne, nu, o, Doamne Iisuse, numai Tu singur mă poți scăpa. Când am rostit cuvântul scăpa, nu l-am terminat, frate. Uite, cum e frate, l-am și văzut la 2-3 metri. Eu eram în cercul ăla, cum era vreo 7 inși, a intrat în cerc, niciunul n-a mai mișcat, m-a prins de braț și m-a scos afară. A fost încă o izbăvire. De ce? Am văzut minunea. Ofițer, se vedeți, nu român. Nu vorbea românești. M-a scos, n-a zis nimic. Deci cine era cel care a venit și v-a scos din mijlocul rușilor? Îmbrăcat în haine de ofițer. Un om era o apariție? Părea om. Da. Dar a răspuns la momentul când am spus, scap. O, Doamne Iisuse, numai... Dar nu era nimeni, nici un civil în jurul nostru. Și când v-ați rugat brusc a apărut această persoană? Când am rostit cuvântul că numai tu singur mă poți scăpa, la cuvântul scăpa l-am și văzut că aici în fratele. Da. A intrat în cerc, m-a prins de braț, m-a scos, ei n-au mai mișcat niciunul, ei s-au urcat în cruz și au plecat, dar ăsta ce face? Când m-am gândit atunci, dom'le, dacă ăsta ar fi fost carteruit aici undeva la o casă, a văzut și a venit, dar el a bătut la o poartă, iese femeia și îi face semn să-mi aducă ceva de mâncare, exact ca și la învierea cu copilul, știi cum Domnul Iisus, și dați-i să mănânce ceva. Trebuia mie mâncare când eu eram scăpat de la moarte, sigur, nu așa. Vine femeia cu o oră cu lapte așa bătut, în sfârșit, pe iarbă acolo și iau de două, trei ori așa ca să... Dar lacrimile curgeau așa fără să vreau și roi vineau. Am mulțumit, eram curios să văd cum dispare el acum, pentru că felul cum a venit, eu am rămas mirat. Ați vorbit ceva cât v-a adus? N-am vorbit nimic. Ne-am ridicat, el cât am luat eu de câte ori de acolo, a stat frumos pe iarbă, sacul, așa pe iarbă, stat să mă, tot timpul m-a privit numai. Ne-am ridicat, am ieșit în șosea, femeia a închis poarta după noi, în mijlocul șoselei îmi face semn că sunt lider. I-am mulțumit, l-am salutat, am mers puțin câțiva pași, mă uit în domnul și văd el unde a dispărut. N-am mai văzut nimic. Spuneți-ne despre momentul când ați ieșit din închisoare și cum ați primit ca un fel de viziune despre modul ieșirea noastră de acolo. Da. Da. Asta era în vara lui, în 64 am fost eliberat, era în vara lui 63, în baza Brăindii.
Aici au fost multe colonii care lucrau, deținuții, digul, munca, câmpul, care era tot în toată balta asta, noi eram. Și într-o zi, când ne-a scos la lucru, am avut așa, ca și Moise când Domnul i-a arătat țara Canaanului, știți? Toată balta am văzut-o în fața mea, toate drumurile era pline de coloane de deținuți peste tot. Când am văzut lucrul ăsta, am spus Domnului, Doamne, numai Tu singur ne poți salva. Pentru că rușii, cine putea crede că va mai veni o vreme să ne mai elibereze? Pentru că era în spate colosul ăsta, care cine putea crede că se va mai schimba ceva? Și Domnul mi-a vorbit atunci. Eu vă voi scăpa. Când mi-a vorbit glasul ăsta, i-am spus Domnului atunci, Doamne, vreau să văd și eu minunea asta. Și Domnul m-a ascultat. N-a trecut mult timp și cum în pușcărie. Sunt și acolo servicii care dacă intru într-un loc de ăsta, e o treabă bună. Și am fost ales și trimis la bucătărie. Am ajuns ca șef bucătar, pentru că așa, aveam 1200 de oameni care așa. Nu era o treabă ușoară, pentru că ca să ai grijă la 1200 de oameni, nu era ușor ca șef bucătar. Aveam 11 și 12 bucătari care așa, printre care un judecător, un preot, adică eram tot așa. În sfârșit. Într-o noapte am un vis. În visul meu, pe un lan de grâu secerat, dar era mănunchiul de grâu secerat, dar nelegat, nefăcut snop. Și milițianul care mă păzea îmi spune și ia și fă snopi. Știam să fac legături, am făcut 7 snopi. Am luat tot, n-a rămas nimic. După ce am legat cei 7 snopi, îi spun, zic, uite, am terminat. Și bine. M-am trezit din vis, zic, nu, visul ăsta spune ceva. Dar ce să înțeleg? La scurt timp după vis, sunt chemat la birou și venea de la minister și făcea sondaje, să vadă cam care e felul nostru. Și domnule, și dacă dumneavoastră ați fi puși în libertate acum, cam ce ați face afară? Cu cei cu care v-a vrut în pușcării, care ați avut atât de suferit, a vrut să vadă care este... Da, starea de spirit. A, așa. Deci, doamne, eu am suferit pentru credință, eu nu am gândul de răzbunare, n-am făcut politică, n-am... Așa că să mă văd liber, îmi văd de familie și așa. Bun. Mă duc într-o zi să ridic, adică în fiecare seară mă duceam și ridicam alimentele de afară, de la magazia de afară, din închisoare. Și când mă duc, magazionerul civil, când polițaiul s-a depărtat așa, în ascuns, îmi mânează un ziar, îmi spune, zice, uitați-vă, aveți un decret de amnistie, indiferent de ani de pedeapsă și fapte, tot ce este deținut politic va fi eliberat. Iau ziarul de la el, am intrat în închisoare, dar treaba se mai îndulciseră, nu mai era ca înainte. Ei pregăteau oarecum pe oameni pentru această ieșire. Aveam, după ce venea lumea de la câmp, în curtea închisorii, oamenii se mai plimbau, mai spăla câte ceva, era o altă atmosferă. Când vin cu ziarul, frate, și dau ziarul în închisoare, fai, era limpede. În articol era scris, articol hotărât de dej, nu muriseră. Da. Deci tot ce este deținut politic, indiferent de ani și faptele săvârșite, va fi eliberat, tot ce e politic. Acest lucru se petrecea în luna august, în 64. Am dat ziarul, mulțimea aia de 1200 de oameni care umplea curtea închisorii, dacă ați văzut, dragii mei, cum zburau pe sus căciul, ce avea omul, șapcă, strigăte, urlete, bucurii, un chiut, pentru că era lumea sigură, toată, că va fi eliberată. După atâția ani de pușcărie, începând din 48, a început necazurile, până în 64, tot așa am mers, pușcărie după pușcărie. Frate, am zis de multe ori, chiar și în adunare,
dacă am avea noi bucuria aceasta a izbăvirii, când știm că prin moartea Fiului Dumnezeu noi am devenit liberi, oameni care vom moșteni împărăția, zic, unde e bucuria noastră, cum a fost acel care eram pentru o viață ca ea și acum este ea, trecătoare. Și era așa o bucurie când s-a aflat că vom fi eliberați. Adică stai și faci comparații la una la alta. Și frate, a doua zi sunt chemat la birou, mi se mânează lista cu 170 de inși la care trebuia să mă duc să ridic hrană rece pentru drumul care trebuie să-l facă fiecare. A doua zi, o altă listă, a treia zi, o altă listă, a patra, apar și eu pe listă, trebuia să-mi dea drumul. Mă cheamă la birou, cel care era de la minister, mă ia așa frumos, zice, domnule Tudose, sunteți pe listă, nu putem să vă mai ținem, pentru că din moment ce ați apărut pe listă, trebuie să vă dăm drumul. Dar ne puneți într-o mare încurcătură, pentru că trebuie să dați în primire și trebuie să luăm în primire. Zice, uite, mai avem 3 zile și terminăm cu toți ai dumneavoastră. Zice, vă rugăm, nu vă obligăm. Mai stați 3 zile să terminăm cu toți și după aia plecați și dumneavoastră. Păi ca să stai după atâția ani de zile, 3 zile voluntar în închisoare, vă închipuiți că poate să vii peste noapte un ordin, că gata, nu se mai dă drumul. Da. Dar pentru că eu l-am rugat pe Domnul și am spus, Doamne, vreau să văd minunea. Dar minunea m-a costat 3 zile. Ce să vedeți? Am fost de acord. Zic, da, domnule, bine. Un preot care era tot de la mine din comună, pleacă acasă, îi spun, mai te duci și spui la nevastă mea că peste 3 zile sunt și eu acasă. Vă dați seama ce a fost pe cei de acasă, când au auzit că peste 3 zile vin, după atâția ani de zile, că când am ajuns acasă, eu nu mi-am mai cunoscut copiii, deci au trecut atâția ani de zile. Și frate, a trecut cele 3 zile, fiecare om, dar în timpul cât am stat în felul ăsta, cum v-am spus, avocașef, bucătar, masa s-a schimbat complet în închisoare. Pentru că îți dădea aliment, dar dacă nu știi să... când era vorba de duminică, duminică nu ne mai scotea la lucru, deci sunt bunătăți, se doare cum situația. Le făceam câte 3 feluri de mâncare, la 12. Și făceam economii în timpul săptămânii și când venea duminica, eu acasă n-am mai făcut budincă niciodată, dar acolo aveam și brutăria. Și aveam cuptoare, pregăteam, a fost ceva în sfârșit. Dar lumea a observat, totul s-a schimbat. N-a rămas om în închisoare să nu vin să-mi strângă mâna la ieșire, frate. Eu mânam pachetul cu hrana rece și a fost o mărturie din partea lui Dumnezeu, cum nu se poate vorbi pentru toată mulțimea, 1200 de oameni care au fost acolo. Da, dar asta a fost cu un an de zile înainte, Domnul m-a științat că El ne va scăpa. Am fost ultimul, când am dat la toți, mi-am luat și eu pachetelul, am ieșit pe poarta pușcăriei și eu am tras poarta după mine și în urma mea n-am mai rămas nici unul. Cineva a spus despre perioada trecută, trebuie să iertăm, dar să nu uităm. Cred că cel mai cuminte lucru pentru generațiile care se ridică acum și nu știu ce a fost în vremea când noi am trecut, unde am trecut, este o apropiere a oamenilor de Dumnezeu. Pentru că această apropiere schimbă climatul, schimbă situația, schimbă pe oameni. Dacă într-o țară e așa cum se vede, frământări, nemulțumiri, revolte și tot vin cu făgăduințe și nu se împlinește nimic din tot ce se spune, la mijloc necazul nu sunt oamenii, e păcatul, frate. Păcatul este acel care atrage după sine blestemurile acestea, să știți. Oare fără pocăință, fie vorba de un popor, fie vorba de o biserică, de o familie sau de un person, de un om, pocăința este singurul leac pentru a aduce în viață ceea ce noi ne dorim. Generațiile care se ridică, dacă așa cum se vede acum, prin aceste mijloace care sunt astăzi, cu televizorul, cu atâtea și atâtea mijloace de a se răspânde aceste cunoștințe, s-a ajuns la ce se vede, știți, atâta stricăciune, dacă nu se pune accentul pe Evanghelie, pe pocăință, vom merge din rău în mai rău, din greu în și mai greu. Asta o spune Scriptura, dragă. Iar încă un lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că noi, cei care am trecut pe unde am trecut, de 2 blestemuri am fost scutiți.
frica de moarte și frica de ce ar putea să îi se întâmple din partea oamenilor, și al doilea, ura. Eu n-am știut, frate, acești oameni care ne-au torturat în fel ce nu se poate vorbi. Fratele Richard a spus odată, zice, Satana a avut multe lucruri de învățat de la comuniști. Adică au fost atât de inventivi în a chinui pe oameni, încât așa ceva nu s-a mai pomenit. Oare pentru noi credincioșii, ura, gândul să mă răzbun sau să țin minte răul care mi l-a făcut cineva, n-a existat. Vă rog să mă credeți, așa cum vă privesc pe dumneavoastră cu iubire și respect, așa i-am privit pe vrăjmașii noștri. Vă rog să mă credeți. Deci, când eu am ieșit din închisoare, în mintea și în inima și în cugetul meu n-a existat absolut niciun gând de mânie, de supărare, de răzbunare. Le-am luat pe toate ca venite de la Dumnezeu pentru binele meu. Pentru că binele constă în faptul, cum spune Petru, credința voastră care este mai scumpă decât aurul care perește tot și este încercat prin foc, asta am socotit-o. Comunismul pentru noi a fost cuptorul în care Dumnezeu ne-a vrut cu un scop. Să devenim mai valoroși, să devenim mai cu suflet pentru El, mai dezlegat de pământul acesta și mai legat de ceea ce cuvântul ne-a făgăduit în acele lucruri.